persoana de zbor, nu mi-a spune chiar nebun cu chestia asta, mă ocup de pasiunea asta de toată viața. Tatăl meu a fost instructor de zbor și a fost instructorul meu. Și sper să fac asta toată viața. Oficial zbor de 33 de ani. Anul ăsta sunt 25 de ani de când am devenit instructor de zbor. Ca instructor de zbor îmi plac grozav toate fazele, pornind de la instruirea de bază, deci elevii începători, cei care învață ABC-ul zborului, până la nivel avansat de performanță, să zicem așa. Aici, la Bănești, e locul unde mă simt cel mai bine, e a doua casă și locul unde nu vin la servici, vin la aerodrom. Totdeauna am spus că prima oară când am să mă duc la aerodrom ca la servici, o să-mi caut servici. Specializarea mea e planurismul, specializarea, aviația în general e pasiunea, dar marea pasiune e planurismul. După părerea mea, foarte sigur, subiectivă, nicio parte a aviației nu se compară cu planurismul. E sportul care te pune, zic eu, cel mai complex la încercare ca și om. Trebuie să iei decizii, trebuie să ai capacități fizice. De multe ori zborurile durează 8-9 ore, cel mai lung zbor al meu a durat 9 ore 45. Deci trebuie să ai ceva calități de atlet ca să reziști atât de mult timp. E o activitate în care, dacă în timpul unui zbor cu planorul timp de 2 minute n-ai luat nicio decizie, înseamnă că ai aterizat. Este un avion nici urât, nici frumos. În mod sigur există aparate de zbor mai frumoase decât Falke, dar este un aparat de zbor extraordinar pentru începători, pentru învățat zborul. A fost foarte, foarte folosit. A fost folosit chiar ca aparat de basic la pregătirea piloților militari, începători, bineînțeles, deci tot așa pentru deprinderea abilitățile de bază, să zic așa. Un aparat de zbor proiectat și construit în Germania și, din câte știu eu, este cea mai longevivă zburătoare. Primul prototipul a zburat în 1963 și este produs și în zi de astăzi, după atâția ani. Poate nu la același număr de bucăți cu care a fost produs în anii 70, când era foarte în vogă, foarte cuminte și multivalent, pentru că, spre deosebire de un avion clasic, un motoplanor îți dă un plus de fun, ca să folosim un englezism, de faptul că poți oricând să-i oprești motorul și să continui zborul ca și planor. Nu este extraordinar de performant ca și planor, dar e suficient cât să poți să arăți elevului și o altă față a zborului. De multe ori zbor cu piloți care au zburat exclusiv avioane, deci n-au simțit ascendențele termice sau dinamice pe care planuliștii le folosesc în mod constant, decât cel mult ca niște turbulențe care îi deranjau de multe ori, și să vadă cât de multă energie este oferită de natură și poate fi extrasă, poate de cele mai curate moduri de a
transforma energia solară din energie solară în energie cinetică și potențială. E un lucru foarte, foarte interesant și foarte mulți din cei cu care am zburat au fost pur și simplu încântați și șocați de multe ori să vadă cum un aparat de zbor care are 600 de kilograme poate să urce cu 4-5 metri pe secundă folosind acești curenți ascendenți termici. Dacă
vrei să zbori de la Bănești la Paris, alege un avion. Dacă vrei să zbori pentru plăcerea zborului, are mai multe aturi. În primul și în primul rând, zgomotul motorului e mult mai redus decât la un avion clasic, o Cessna, un Piper. Dacă ai și șansa de a participa la pilot pentru o zi sau să începi să înveți zborul, cum am spus și mai devreme, ai șansa de a zbura un aparat extrem de sigur și extrem de docil. Acele faimoase angajări și intrări în vrie, deci figuri mai mult sau mai puțin controlate, datorate intrări în limite de viteză, la un aparat cum e Falke aproape că nu există, deci pur și simplu trebuie să te străduiești destul de intens ca să faci o angajare sau o vrie cu falchele și în tot cazul accidental, eu cred că un om normal nu poate să facă chiar și cu experiență foarte puțină, deci din punctul ăsta de vedere este foarte, foarte sigur în exploatare. Și cum spuneam mai devreme, extrem de docil, pur și simplu rabdă foarte multe greșeli, elevii capătă mult mai repede încredere în puterile proprii, iar pentru un elev asta e foarte important, momentul în care el a trecut de stresul începătorului și zice, uite domnule că nu era așa de complicat cum credeam eu. E, în momentul în care a căpătat încredere, ritmul în care el va învăța să zboare va crește exponențial, deci foarte, foarte repede va ajunge de la a fi stăpân pe aparat, foarte repede va ajunge la a pilota corect aparatul, pentru că e un pic de distanță între a fi stăpân pe un aparat de zbor și a-l pilota corect. Nordica aerodromului Bănești în zona montană, care fără doar și poate de cele mai spectaculoase din zonă, ne așteaptă la un moment dat oprirea motorului, deci cu cei care n-au mai zborat niciodată, dacă timpul permite, invariabil opresc motorul, bineînțeles cu știrea elevului sau a pasagerului, pentru a avea și senzația plutirii și senzații și să audă zgomotul zborului atunci când motorul e oprit. Zgomotul zborului nu poți să-l auzi cu motorul pornit. Este și o zi favorabilă ascendențelor termice, aceste exerciții și a demonstra cât de puternici sunt de fapt curenții ascendenți pe care îi folosesc în mod frecvent planul liftii. Greșit și mulți din cei care vin să zboare și mai au și temerea asta că nu se vor simți bine din cauza turbulențelor și mă rog, vin pe stomacul gol sau mâncând foarte puțin, nu trebuie să fii mâncat normal, nu e indicat altfel. Apropo de întrebarea de mai înainte, falchele pentru care anvergura asta mare de 17 metri și turbulențele care pot să dea senzații de amețeală sau chiar de rău la stomac pentru cei neantrenați, e favorabil pentru că simte cumva altfel turbulențele, deci mișcările chiar într-o zi un pic agitată sunt altfel decât la un avion cu o anvergură mică. Un avion cum e Iacu, de exemplu, are aproape jumătate din anvergura falchelui și simte altfel
descendențele și ascendențele și toate fenomenele astea mai neplăcute. In our cupboard, we only see what we read on the covers. We only bleed if we are not seen by another. If we are not seen by another, stop looking down at the ground, pick it out of the clouds. No one's gonna put you down. Just let it out, let it out. Stop looking down at the ground. Just pick it out of the clouds. Just get it out, get it out. Just let it all out, go. Something's bound to change. Let's all go out. Go out. Orice pilot ar trebui să zboare cu planorul măcar o dată. Iar piloții care sunt formați, eu vorbesc de piloții profesioniști de linie, mă rog, care fac aviație generală, știu eu, dar sunt formați ca și planoriști, în general sunt un pic peste medie, tocmai datorită acestei formări un pic altfel. Deci asta e un sfat pentru orice tânăr pilot care își dorește să meargă pe cariera asta, să caute să zboare, mai mult sau mai puțin, dar să caute să zboare și cu planorul. Și ca sfat general, deja având experiența asta în spate, în perioada asta cât am zburat, n-am fost nici măcar o singură dată în situații limită sau să fi avut incidente grave sau... Deci e un lucru care se poate și din fericire, și e normal să fie așa. Majoritatea zdrobitoare a piloților ies la pensie fără să fie avut incidente și accidente. Tot pentru tinerii piloți ne le recomand să respecte întotdeauna regulile. Chiar și cele mărunte, care tocmai pentru că sunt mărunte nu pot să ducă la probleme grave. Aviația nu e riscantă, zborul nu e riscant deloc, vă pot spune cu absolută siguranță că nu este riscant. Câte vreme respecti regulile, ca și la condusul mașinii. Poți toată viața ta de șofer să depășești exclusiv pe linie continuă și poate o să îți dai obștesc cu sfârșit cu nepoții pe lângă tine. Totuși șansele sunt destul de mici. Același lucru e și cu zborul. Îți maximizezi șansele de a ieși la pensie bine mersi dacă respecti absolut toate regulile. Reguli mărunte, probleme mici, nu contează foarte tare, niciun nu începe prin a încălca reguli majore. Din piloții care, din păcate, mai există cu sămânță de indisciplină, cum le zicem noi, nu încalcă regulile majore de la început, nu, le încalcă pe alea mici. După aia văd, bă, am încălcat regula aia. Poate că și dacă încarc pe următoarea nu se întâmplă nimic, și tot așa din aproape în aproape, până când într-o bună zi se întâmplă și necazul. Necaz mai mare, necaz mai mic, cum e bine, mare, mic, e bine să nu se întâmple și se poate să nu se întâmple, se poate să nu se întâmple. We are the ones who cannot hide in the covers. No sacred sons, just us all crowded and cluttered. Stop looking down at the ground.